Pentru că în curând temperaturile de foc vor pune stăpânire pe orașul de la Dunării, medicii vin cu sfaturi pentru gălățeni. E lucru deja știut că persoanele cu risc crescut în aceste situații limită uită să țină cont de regulile de aur care le protejează sănătatea. Deja și Galați a beneficiat de temperaturi de 30 și peste 30 de grade. Dorim să reamintim gălățenilor că în perioadele de caniculă trebuie să și anumite măsuri de prevenire, altfel riscând să ajungă la urgență, cu urgențe de la o simplă insolație până la un stop cardiorespirator și la deces. Hidratarea organismului cu cantități mari de apă, precum și consumul de preparate culinare pe bază de legume și fructe proaspete, ne pot ajuta să facem față temperaturilor extreme. Persoanele vârstnice și copiii au nevoie de măsuri de protecție speciale. Să se hidrateze mult mai consistent. În perioadele astea, dacă stau afară, dacă și muncesc, hidratarea poate ajunge chiar depăși 6 litri de apă pe zi. Apă menționez și nu băuturi alcoolizate. De asemenea, sigur trebuie să se îmbrace în haine deschise la culoare, care se acopere în general toracele și picioarele pentru a evita arsurile solare. De asemenea, extremitatea cefalică, nu, trebuie acoperită cu șapcă sau o pălărie ușoară, pentru că la nivelul capului nu prea avem senzori de căldură și nici de durere, dar mai ales de căldură, termici, și atunci putem suferi o insolație foarte repede, fără să ne dăm seama. De asemenea, în perioada asta nu se recomandă efortul fizic în soare. Pentru un tonus bun, vă puteți petrece diminețile și serile pe terasă și să beți limonadă.